Salut și bine ați venit la un nou video. Deci ne aflăm în Township Jamam, în Belaia. Ok, înainte vreau să vă mulțumim pentru cei 5 abonați pe care îi avem. Mulțumim foarte mult. Așa arată pagina. La videoclipuri priviți, am postat deja foarte multe videoclipuri. Chiar vreau să le urmăriți, sunt foarte interesante și fiecare spune câte ceva nou. Ok, revenim la Animal Jam. Vreau ca să jucăm un joc care eu am observat că există în Animal Jam de puțin timp, adică nu și în camera cu jocuri la arcade, acest joc nu l-am văzut. E un joc, trebuie să manevrezi o barcă, să vă slești, fără să te jocnești de nimic și fără să intri în acele vârtejuri. Și se poate juca și în multiplayer. Poți să fie cea cu prietenii, pentru că am observat că dacă aștepți să la multiplayer, ca să te dea cu o persoană pe care tu nu o cunoști, aștepți destul de mult. Deci cel mai bine e să fie aici cu prietenii și să te joci și văd că e destul interesant, nu știu. Mă rog, și bănuiesc că traseul se termină, sunt curios câți bani îți dă, n-am așteptat acest joc până acum. Sper să îmi dea și bănet, că dacă nu, deja e un joc nepopular. Majoritatea joacă jocuri pentru bani, nu că de plăcere. Ia să vedem. Wow, doar 5 gems, atât? Ok, să vedem cum stau cu banii. Ah, yay, în comentarii e. Cum stau cu banii? Destui. Ok, intram puțin și în Club Geos, care înainte era foarte popular, dar acum nu mai e deloc, nu știu de ce. Hai să facem și o poză. Dar numai așa cu gâtul poate să stea? Asta e nașpa, nu poți să-l pui tu în ce poziție vrei. Cu text și ce text să-i pun? Play Animal Jam? Ai, arată prea bine. Ok. Locul meu preferat, da, este ăsta. Ok. Da, save the photo în desktop. Ok, gata, bănuiesc că e gata. Ok, Club Geos, de obicei aici stai și dansez, nu știu. Avem niște meltime-uri noi. Calan este un cont la care știu parola. În alt videoclip m-am uitat, am intrat pe contul Calan. Puteți să vedeți în alt videoclip chestia asta, că am zis și parola. Ok, a venit un nou tip. Să-i facem un fast flash. Da, asta, asta, asta și asta. Nu-i cine știe ce. Ok, sorry. E full. Mereu când e full, trebuie să insisti o dată de dori că l-am dat este cineva din cameră și ai și tu loc. Un loc care e destul de popular în Animal Jam, dar nu știu acum la ce oră, la ora asta, cât e, este aici. A, este. Se numește Pillow Room. Aici, deci, obicei stau foarte multă lume, vorbesc, dorm, e un loc chiar foarte frumos. Ok, eu mai vreau să mai fac niște schimburi. Dar văd că majoritatea nu prea au nimic la trade, nu înțeleg de ce. Ok, perfect. Asta. Deci nu înțeleg de unde au această chestie, deci nu înțeleg și nici nu cred că am să o înțeleg. E un fel de bandană, nu vreau să dau chestii, dar pentru că s-ar vrea apoi să mă surpriză să se bage la shop. Și atunci chiar că e nașpa. Nu știu, îi dau doar astea. Deci, dai seama că nu o să accepte pentru că alea două sunt în shop. Ar fi și aiurea, vedeți? Deci ne-a acceptat. Deci, nu știu de unde le are, e aiurea. Practic, ca aceste... cum se numesc... slingshot, mă rog, ca această chestie de ochi, deci nu știu de pirați, nu știu de unde o au. Ok, îmi plac zgardele cu dinți, ia să facem noi un flash. Ok, cam acesta a fost videoul, cred că ultimul pe ziua de azi, nu știu. Nici nu știu ce titlu să-i pun. Hai să ne uităm puțin prin geama journalii. Codul, avem petrecere nouă care cred că este chiar acum. Petrecerea nouă este asta, vă arăt repte secretul și apoi închid.
Secretul este în vârf, apăsați pe lumânare. Așa, vă dau un felie de tort. Ok. Asta e o eroare a Animal Jam-ului, îmi zice că am uitat câți bani. Mă rog, acesta a fost un video, s-a terminat și mai frumos, ar fi frumos să fie un shop numai de rare și să am atâția bani. Mă rog, la revedere!